Salut, 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 hai de că astăzi am fost un pic cam... Hai să reușesc să pun asta. Un pic cam zăpăcit cu toate astea care se întâmplă acum în momentul ăsta. Și e greu, am rămas fără bani, trebuie să împrumutăm, să ce mai cerem de la părinți, de la... sunt timpuri grele. Sunt timpuri grele. Dar ce să facem? Facem și noi ce putem să fie bine. Stați în case, respectați recomandările, chestia asta e serioasă. Maica mea e medic, mi-a zis că e serioasă. Nu insist prea mult că nu e un canal pentru așa ceva, dar e o treabă care ucide. Simplu. Gândiți în modul ăsta, da? Nu la fel cum se gândește aici cu centura de siguranță, cu viteza maximă la condus. Viteza maximă ucide, nepurtatul centurii de siguranță ucide. Nu faceți asta. Faceți ceea ce e bine. Nu este vorba despre voi. Majoritatea dintre voi o să fie bine. Nu este vorba să fii tu bine. Este vorba de ceilalți. Este vorba de oamenii sensibili. Eu am azi. Eu anul trecut am fost aproape. Cred. Foarte aproape. Să pățesc ceva sau să nu mai fiu. Și nu era COVID, era gripă. Chiar dacă sunteți tineri, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ai 20 de ani, poți să mori. Nu suntem imuni de muritori. Da. Nu este nicio conspirație, nu este nicio teoria chibritului, este biologie simplă. Astea sunt niște organisme, niște chestii. Bine, că e virus, se poate discuta dacă e viu sau nu. Ține de sfera biologiei și oricum sunt niște lucruri care evoluează. Da? Odată ce au apărut în lumea asta, au evoluat de la începutul apariției lor, la fel cum evoluează și bacteriile, și vom mai avea o situație din asta, o să avem încă un val, nu pot să zic când, că nu știe nimeni, atunci când antibioticele nu o să mai aibă efect. Deci când nu o să mai putem să folosim antibiotice, tocmai din cauza că organismele se adaptează, evoluează, deci este ceva perfect normal, perfect natural. Și acum pe bune, suntem cam mulți. În natură de fiecare dată apar evenimente care seceră de la bază pe cei care sunt în plus. Incendii, inundații, arșițe, foamete, gândiți-vă la animale prin Africa și mai departe, nu găsesc scapă, arde vii. Bine, ca acum o parte din incendiile respective sunt provocate de om, dar nu, asta se întâmplă și natural. Sunt niște evenimente care așa sunt ele, pentru că nu poți să lași toate speciile de pe o planetă care are spațiu limitat, indiferent cât de mare am noi impresia că este Pământul ăsta, să se multiplice la nesfârșit, mai ales oamenii care și-au găsit în timp metode să vingă boli, dezastre și așa mai departe, să păcălim un pic natura, ca să zic așa. Trebuie să fie ceva la un moment dat care să ne... Deci sunt în continuare incendii, cu tremure, inundații, că nu se poate, nu putem să ajungem 700 de milioane, de miliarde, că nu mai avem loc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ajutăm și noi la chestia asta. Înseamnă că trebuie să ne protejăm cât mai mult și ieșind și comportându-ne de parcă nu se întâmplă nimic, nu ajută. Vă zic din prisma ceea ce am trăit pe pielea mea anul trecut. Poți să mori. Și dacă ai 20 de ani, și dacă ai 30, și dacă ai 40, și dacă te simți cel mai sănătos tun de toată planeta, mâine poți să fii mort. Din vari motive, nu numai asta. Așa că e bine să vă intre foarte bine asta în cap. E bine să vă intre în cap că nu sunteți buricul pământului și că poate trebuie să vă gândiți și la alții. Sigur aveți și voi o mamă, un tată, un bunic, o bunică, o mătușă, o ceva mai în vârstă. Și s-ar putea, dacă continuați așa, să ajungeți să îi îngropați.
Asta e realitatea. Sună urât. E o discuție care nu prea și are loc aici, dar astea sunt vremurile. Bun, închei aici, că deja m-am întins prea mult. Lucrez de vreo două zile din nou la site-ul ăsta. Și, din păcate, am uitat să mai înregistrez. Facem aici pagina cu pachete. Acum lucrăm la chestia asta cu 100 de ron. O să vreau un strong pe supra aia. Deci așa. Sunt foarte curios și se întâmplă în zilele următoare, pentru că vine un val de frig. Și eu, ca astmatic și ca persoană care este extraordinar de afectată de orice infecție virală respiratorie, deci la mine nu există, în fiecare an iau. Deci dacă a ieșit, am luat. E regulă. O diferență în asta de temperatură de la 20 ceva de grade să vină sub 0, e măcel. Deci oricum cred că o să am ceva, să încerc să mă îmbrac mai gros, să stau mai la căldură. Sunt curios pentru că o să fie un dezastru pentru ăștia ca mine cu răcirea asta. Strong, am zis că vreau un strong. Uite la aici și băgăm și vreo două linii, că nu e bine să fie așa lipit. Foarte tare. Și mai rămâne să aliniem din BBR-uri. Ia să vedem, 3. Cred că 3 sunt. Mai mult. Metoda oricum barbară, să zic așa. Nu e tocmai ce ar trebui, dar în engleză este o vorbă. It ain't stupid if it works. Dacă funcționează, nu e o prostie. Stai, mă, n-am să-l văd. Încă unul, că nu știu. Încă unul. A, nu! De ce e așa? Bă. Aqui tá era Jesus. Cred că știu. Ia să vedem ce avem în CSS. Asta e. Atunci aici 10, 10, 0, 10. Atunci dăm asta mai mult, nu știu de ce e așa. Dăm padding-ul un pic mai sus, în partea de sus la galben. Cred că e cu un pixel mai puțin. Asta-i. Și acum aș fi vrut să le fac un border ceva. Ia să vedem.
Avea chestia cu over de eu la cod, dar nu mai e. Nu mă mai chinui acum. Hai să vedem. Băi, băi. Div class, nu, nu, nu. Ce e asta? Section e cu totul. Padding și background color și 10 pe X. Scopiez culoarea asta. Băi. 8-1-D-7-4-2. Așa. Să mergem ceva mai întunecat. Nici nu știu cum arată mai bine. Cinci, ai cu cinci. Și atunci să fie la fiecare. Mai fac un pachet white. Și asta o să fie pachet white cu minus, da? Galbenul. Ca să găsesc culoarea acum. E4, E4. 4 0A. Bun. Și mai avem verdele asta care nu e chiar border. O să dăm așa, din nou ca să găsim culoarea. Asta va fi. Greu cu selecția. Update, închidem și developer tools, refresh. Așa, una frumoasă. Mie așa îmi pare. Smal din ceva mai mare aici. Și cred că aveam și ceva link-uri pe ele, dar asta o să fie în episodul următor.
La revedere!